interessante è che dentro uno stato della Marina Penale ha un disparo documento. Este un lucru oficial, este un lucru clar, nu există minciună, nu există neadevăr. Procurorul de caz, la vremea respectivă, Atila, Șanta Atila, ce l-am făcut ăsta, mi-amintesc, a instrumentat dosarul meu și după aproape 3 ani de cercetare cu probe administrate în dosar, așa cum prevede legea penală, a stabilit că Argent Costică nu are nicio participație în aceste evenimente violente, drept pentru care nu m-a inclus în actul de acuzare care e rechizitorul procurorului. Procurorul șef al județului, nici nu vreau să țin minte cum îl cheamă, care e și acum procuror șef, nu a fost de acord cu această concluzie a procurorului de caz, care era criminalist, din vorba de tentativă de omor, a cerut acestui procuror să mă includă ca învinuit, ca inculpat în acest dosar. Vis-a-vis de acest refuz al procurorului Santa Atila, nu i-a confirmat rechizitorul, așa cum legea o cere, să face un verbal, sau nu știu exact cum se numește, prin care procurorul șef, conducătorul unității de procurator al județului, infirmă actul de acuzare rechizitorului procurorului de caz. S-a făcut un rechizitoriu semnat de procurorul șef, care niciodată nu a participat la urmărirea penală, nu a investigat niciun act de urmărire, s-au schimbat aici și acolo, cum spunem noi, câte un cuvânt, întreg rechizitoriu era opera procurorului de caz Santa Atila. Și am fost trimis în judecată. Instanța de judecată, în câteva rânduri, președintele tribunalului, care judeca, completului de judecată, a cerut procuraturii. Procesul verbal de infirmare a rechizitoriului și rechizitoriul care nu a fost confirmat de procurorul șef. În câteva rânduri s-a cerut, în câteva rânduri s-a aplicat tactica strutului, capul în pământ, nimeni nu răspunde, s-a tras concluzia că acest dosar oficial a dispărut, nu mai există. Acest rechizitor de turnit de procurorul de caz. Și nici verbalul prin care se infirma. Tribunalul județean Vrancea a dat o sentință împotriva mea, 18 indicii, 1 amendă penală. Aceeași procuratură declară recurs împotriva acestei sentințe la Curtea de Apel Galați. Curte care, în urma unei audieri, un martor propus de procuratură, care nu a fost audiat în trecut, nimeni n-a cunoscut nimic de această persoană în toți acești 3 ani de cercetare, a spus că a văzut pe Argint Costică cu un pistol în ușa discotecii, care împiedica intrarea și ieșirea din discoteca a celor care se aflau. Curtea admite această probă cu martor, casează sentința tribunalului Vrancea, dă o nouă sentință de condamnare un an și 2 luni împotriva mea. Tulburare, eu sunt complice la tulburarea liniștii publice. Ori nu trebuie nici practică judiciară, nici universitate, ca cei care vor să înțeleagă că când o persoană folosește o armă în mod ilegal, fără autorizație, este o infracțiune. Apoi, persoana care împotriva voinții celorlalți împiedică să intre sau să iese dintr-o anumită încăpere alte persoane, este învinuit și în mod corect de secretul de persoană. Ori mie aceste infracțiuni nu au fost niciodată reținute.